Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la un episod mai special și chiar foarte special pentru mine. Am puține emoții pentru că ne îndreptăm spre Happy Sport, un magazin de închirieri și vânzări a bicicletelor, a schiurilor, pardon, și a accesorilor, dar și reparații, adică pe faza de service. Ne îndreptăm spre Happy Sport pentru a ne ridica noua bicicletă. Pentru cei care nu știați, din cauza asta am fost inactiv, pentru că nu, Canyon nu mai este în familia Two Tires. Acum vom fi în familia, va fi în familia Two Tires Merida, un Merida pe care mi l-am dorit, pot spune, și îl vedeți acum după ce vom ajunge la Happy Sport. Am puține emoții, sincer. În scurt timp ajungem. Ei bine, mai avem puțin până la magazinul Happy Sport. Am emoții să-mi văd noua bicicletă, noul Merida. Băieții m-au sunat, băi Vlad, a ajuns bicicleta. Haideți să vedem ce fac băieții și să montăm bicicleta. Ei bine, am ajuns și la Happy Sport. Sunt alături de Alex. Salut, Alex. Salut, Vlad. Alex este unul dintre mecanicii echipei. Alex mă va ajuta astăzi să monteze bicicleta și să o reglăm totodată. Și haideți să vedem cum va arăta. Meridei. Alex, te rog frumos să-mi spui ce specificații are această bicicletă. Păi este o Merida Big 9 600.
Vine echipată cu o transmisie model 2019 de la NX, 1.12 viteze Eagle cu DAB. Așa, o furcă de la Manitou, Markle, cu o cursă de 100 de milimetri. Frânarea este pe disc hidraulică de la Shimano. Și cam atât. Este o bicicletă perfectă pentru XC. Da, este o bicicletă perfectă pentru ture ocazionale, hobby, poți să abuzezi de ea, poți să te dai cu ea și la competiții. E o bicicletă cu un raport preț-calitate foarte bun, care poate satisface orice nevoie, să zicem, unui rider începător, dar și unui rider, să zicem, mai avansat, care deja a trecut de turele de duminică și vrea ceva mai mult. Înțeles. Transmisia 1.12, eu pedalam pe o transmisie 3.10, am trecut deja la 1.12. Va fi o schimbare pentru mine la, nu știu, raportul ăsta? Eu zic că va fi o schimbare în bine, pentru că ai renunțat deja la acele 3 foi, da? Da. De pe față, și la care trebuia să te gândești mereu, pe care foaie ești, ce foaie trebuie să dai. Acum te concentrezi asupra pedalatului și singura ta grijă este să schimbi doar din pinioane. Am înțeles. Eu, Alex, sunt foarte bucuros că mi-am achiziționat această bicicletă, un Merida Big 9 600, și vreau să mulțumesc totodată a echipei Happy Sport. Mulțumesc mult, Alex, pentru toată încrederea și pentru că m-ai ajutat la asamblarea acestei biciclete și am colaborat. Să o stăpânești sănătos și cât mai mulți kilometri cu siguranță. Ea. Mulțumesc mult, Alex. Am trecut la, pot spune, la proba practică, la testul practic a bicicletei Merida Big 9 600 și sunt foarte bucuros și încântat de ea. Mi-am cumpărat o aripă pe față între timp cât am stat acolo și am montat-o împreună cu Alex. Și Alex, îți mulțumesc încă o dată și încă o dată mulțumesc echipei Happy Sport pentru toată amiabilitatea voastră. Sunt foarte mulțumit de această Merida, pot spune, pentru că vine dotată cu un transmisie 1.12 NX RAM, pentru că pentru mine este pentru prima oară cu o transmisie ca aceasta, cu un raport ca acesta. Astăzi este marți când am montat această bicicletă și mâine este tura cu Happy Sport. Miercuri, adică acest episod va apărea mâine, adică miercuri. Și episodul la tură, să vedeți în ce fel se va comporta acest hardtail XC. Veți vedea un episod următor, cel cu tura Happy Sport, pentru că nu am filmat de atâtea ori o tură Happy Sport. Mamă, câte ciorăți pe aici și câte buruieni. Furca își face treaba foarte bine, pot spune. Am rămas uimit, pentru că eu am avut RockShox Reba pe Canyon. Toată lumea știe că am avut Canyon, acum am un Merida și sunt foarte bucuros. Și echipamentul, mă sortez și cu echipamentul. Nici nu pot să vă spun cât de bucuros sunt. Până atunci, ne vedem pe data viitoare. Vă mulțumesc mult că m-ați vizionat și nu uitați să ieșiți în natură. Pa, pa!